Cum a fost experiența voi? Păi a fost fenomenal. Chiar spuneam oamenilor, nu mi-e rușine să recunosc asta, se văd ce acănele de sub box, sunt de la plâns de fericire. Am avut 13.000 de episoade de plâns de fericire, de la filmări, la experiența de la Covorul Negru, de la Hollywood, a fost totul ceva nou pentru mine. Din partea te super apreciază. Ne-am și împrietenit foarte mult. El are și o dragoste aparte pentru România, dar de când am lucrat împreună a trebuit să stăm foarte mult la acele cadre față de alți actori, normal ca să spun așa. Noi am muncit și înainte să vină actorii, o lună de zile am stat singuri într-o hală să creăm personajul. Cum ai ajuns în această combinație foarte tare? Păi eu nu m-am înscris nicăieri, nu eram la niciun casting, nu eram actor în general. Eu sunt magician de fel și ei când au venit în România, Tim Burton a vrut să găsească un magician aici. S-au dat castinguri în toată lumea, dar a încercat și în România și aparent aici a găsit ultimul magician. Cât ai stat pe platourile de filmare? 6-7 luni plus antrenamentul de dinainte încă vreo lună, plus că stăteam și pe lângă filmările propozise că trebuia să fie acolo. Și cu cine te-ai apropiat cel mai tare, cu cine ai avut vibe cel mai tare dintre persoane? Cu Luis Guzman și asta a spus el datorită faptului că noi suntem obsedați de pălincă, ei sunt obsedați de tequila, am împărtășit astea. Poți să-mi dai un fun fact de pe platourile de filmare? Gena niciodată n-a clipit. Da, Tim Burton a văzut-o cum arată neclipind și i-a spus tot restul serialului încearcă să nu clipești și a făcut, a reușit asta. Doar Thing a reușit să o facă să plângă cu lacrimi și roaie și în realitate. Adică doar la scena aia am văzut-o cum poate să plângă atât de tare. La scena când Thing era cu Wednesday sub pat, eu nu eram nici acolo, nici deasupra patului, eram în salteaua de la pat care era de fapt un coșciug. Am avut aproape șoc hipotermic când am filmat subacvatic pentru că era apa foarte rece. Ne plimbam cu Catherine Zeta-Jones și cu Luis Guzman prin centru vechi și nu-i recunoștea nimeni. Și eram gen, aici, aici, Catherine. Nu, oamenii erau ceva genul, băi, aseamănă cu Catherine Zeta-Jones, dar era ea. Luis Guzman și-a făcut ziua de două ori în România. Atât de mult i-au plăcut lăutarii și pălinca, încât după ce a făcut ziua odată a mai vrut să o facă încă o dată și a fost fenomenal. Toate actrițele, colege cu mine, mai ales cele venite din străinătate, au fost șocate de faptul că pe stradă în București se poate merge noaptea ca femeie, pentru că, ce să vezi, în America nu prea te riști să faci asta. Jenna Ortega făcea asta, se plimba cu BMX-ul prin centru vechi noaptea. Da, ceva în care ai fost pus într-o situație nasoală, să zic, tu cu tine, într-un impediment, să zic? Da, mereu au fost impedimente, au fost poziții în care mă simțeam foarte ciudat. A trebuit să slăbesc pentru că eram destul de plinuț și erau multe cadre în care trebuia să tăiem pereți ca să încap în ei, să spunem așa. Au fost foarte multe momente foarte, foarte, foarte grele, nici nu pot să le descriu în cuvinte. Practic tu ai fost tot timpul în verde. În albastru. Băgat în diferite chestii. Da. Puteți să vedeți dacă intrați pe Instagram la victor.dorobanțu, puteți să observați, am postat tot felul de chestii behind the scenes, chiar astăzi am pus ceva super interesant, pas cu pas, cum s-a făcut filmul.